Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla. Astăzi m-am gândit să fac o pâine cu mălai și sunt mulțumită de rezultat. Deci îmi place foarte mult cum a ieșit. Am pus cantitatea de mălai doar un pic mai mic decât am pus la făină, cât am pus făină. O mică greșeală s-a produs aici de nu avem capac la pâine, a zburat capacul, adică n-a zburat, dar nu așa vreau să-i spun. S-a lipit de vasul, de capacul de la vasul de fontă, nu am fost destul de atentă. Dar sigur data viitoare să iasă mult mai bine, dar acum ca să vedeți cum am procedat cu această pâine cu mălai, vă rog să mă urmăriți în continuare și să vedeți cum am procedat și cum am rămas fără capacul la pâine. O mică eroare, dar este foarte gustoasă, foarte aerată și sunt mulțumită de acest preparat, doar data viitoare când o să mai fac, nu o să-l fac în vasul de fontă, pentru că și coaja i-a ieșit, deci la asta cu mălai. Pâinea simplă, îmi place cum a ieșit, îmi place, dar pâinea cu mălai iese o coajă mult mai, a ieșit o coajă mult mai groasă și totuși asta cu mălai nu o să o mai fac în vasul de fontă. Și o să revin cu un alt filmuleț când o să fac într-un vas obișnuit. Deocamdată să vă arăt cum am procedat la această pâine care arată superb și la gust la fel. 10 grame de drojdie uscată. Apă. 150 de mililitri de apă și 50 de mililitri de lapte. Făină de mălai. Aproximativ, cât să vă spun, vreo 200 de grame de făină de mălai. 300 de grame de făină albă. Le pun toate după ochi, deci aproximativ atâta îi. Cântarul mi s-a stricat și urmează să cumpăr altul. Așa, am pregătit astea. Mai punem sare o linguriță. Echivalentul a 10 grame. Și le punem la frământat. Introdus în aparatul de frământat. Pe programul 6. Și dăm drumul. Trebuie să iasă un aluat de pâine. Acum eu le-am pus toate la ochi, dar iese un aluat mult puț un pic și îl lăsăm bine la frământat din cauza la faina de mălai. Deci aproximativ o jumătate de oră îl las la frământat. Cam așa se prezintă acum aluatul meu. Îl lăsăm bine, bine să se frământe. Trebuie să mai adaug încă 50 de mililitri de apă, aproximativ. Și aluatul meu este așa, ușor lipicios. Deci este de molcuț și lipicios. Uitați! Cam așa arată aluatul. Îl mai lăsăm un pic la frământat. Așa, s-a oprit din frământat. Așa arată după ce a fost frământat o jumătate de oră și îl lăsăm o oră la dospit. A trecut aproape o oră, să vedem. Wow, ce bine a crescut! Cred că n-am să-l mai las la dospit și am să îl scot din acest vas. Și am să-l pun în vasul acesta ca să-l bag la cuptor.
Uitați ce bine arată, ce bine a crescut aluatul meu. Uitați ce bine arată. Bun, am să-l scot de aici și am să-l pun în vasul de fontă. Acesta, dacă cei care nu au știu, îi de fontă 100% și în asta am să-l coc. Așa, să vedem cât de bine a crescut pâinica. Wow! Cred că nu mai las. O stat mai bine de o jumătate de oră. Dar n-am să o mai las. Am să o bag la cuptor la temperatură medie. Pentru aproximativ o jumătate de oră. Și sper că o să fie foarte ok. Acum rămâne de văzut cum se face în acest vas pâinica mea cu făină de mălai. Să vedem cum e pâinica mea în cuptor. Am să o scot de aici, să vedem cum se comportă. Foarte greu am reușit de am luat capacul jos. Mi s-o lipit de capac, dar de copt s-o copt foarte bine. Uitați ce pâinică frumoasă mi-a ieșit. Să încerc să-l scot acum și din vas. Am reușit să-l scot din vasul ei. Arată foarte bine. S-a și răcit un pic că n-am putut să deschid capacul. A crescut până sus. Nu m-am gândit că o să crească chiar atât de bine. Măcar că nu am pus multă drojdie, dar totuși a crescut foarte bine. Acum mai lăsă un pic să se răcească și atunci poate reușesc mai ușor să îl desprind de capac. Dar mi-a ieșit foarte bine, îi coptă și îi super, super bună. Uitați ce bine arată, ce aerată îi. Imediat o tai în două ca să vedem cum îi... și pe dinăuntru. Am reușit un pic să o dezlipez, deci se vede că numai pe margine, în unele locuri numai s-a lipit de vas. Nu m-am așteptat la figura asta, data viitoare să fiu mai atentă. Totuși de vasul acesta nu s-a lipit, uitați. S-a dezlipit chiar foarte ușor, intactă, dar de capac s-a lipit. Nu știu de ce, dar acum data viitoare să fiu mai atentă. Totuși vreau să o tai asta ca să vă arăt și vouă. Deci haideți să o tăiem în două. Așa. E destul de caldă încă. Dar uitați ce bine arată. Vedeți ce bine arată? Se vede, oare? Uitați. Pâine cu mălai. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și în alt vas probabil că ieșea mai bine, dar m-am gândit ca să o pun în vasul ăsta cu capac, dar când mai fac simplu, nu în vas cu capac, atunci mai revin cu o nouă filmare.